Ciocârlia României își înfige ciocul în privighetoare. Maria Ciobanu, Ciocârlia, este hotărâtă să se răzbune pe Mihai Trăistariu, privighetoarea, după ce acesta a preluat un cântec din repertoriul ei. Celebrul Lie Lie Ciocârlie al Mariei Lătărețu. Se bat în octave și se măsoară în drepturi de autor chiar în această seară la Happy Hour. Așadar, atenție mare la această problemă. Maria Ciobanu și Mihai Trăistariu. Maria Ciobanu era pregătită pentru o nouă pagină glorioasă din carieră, dar iată că în loc de aplauze la malul mării, a avut parte de tunete și fulgere. Fizic, cum vă mențineți că radiați? Nu știu, așa m-a lăsat Dumnezeu. N-aveți nicio operație estetică, nimic? Doamne ferești, n-am să fac în viața mea așa ceva. Am fost serioasă, am fost punctuală, m-am îngrijit, n-am fumat, n-am băut. De-aia probabil că vi s-a păstrat și vocea la fel de cristalină. Probabil. Atunci când lucrul îi era impecabil și era pregătită de un recital pe cinste, privighetoarea muzicii populare românești a fost pusă la grea încercare. Întreaga aliniere planetară favorabilă i-a fost stricată chiar de ziua ei, chiar la festivalul Mangalia, chiar de... Trăistariu ăsta cum îl cheamă, nu vreau să mai aud de acest nume. Eu o să-l pun la punct. Eu o să fac proces și cu asta o să... Vedem ce se întâmplă. Foc și pară s-a făcut Maria Ciobanu atunci când pe aceeași scenă Mihai Trăistariu a cântat melodia Lie Lie Ciocârlie. Și pentru că doina îi aparține de fapt Mariei Lătărețu și nu Mariei Ciobanu, scandalul a luat amploare. Nici măcar nu mi-a zis bună seara și să-și ceară scuze că a imprimat această piesă, care este piesa mea. Lie Ciocârlie este doina de jale a Mariei Lătărețu. Nu ar fi avut posibilitate să-l interpreteze așa cum îl interpretează doamna Maria Ciobanu? Ba da, dar este doină de jale și o doină de jale, un bocet, nu se interpretează așa. Era normal să-mi spună bună seara doamna Ciobanu, știți că eu cânt piesa dumneavoastră. Și atunci aș fi zis, bine, dragă, cânt-o cu plăcere. Dar nu să îl dea pe el pe post cu ciocârlia și pe mine să-mi dea publicitate. Eu cred că dacă o doare ceva, o doare faptul că eu am cântat Lie Ciocârlie cu o octavă mai sus. L-apreciați ca și cântăreț? Mă abțin. Are teama asta de a nu cumva să-i se știrbească numele de ciocărlie a muzicii populare, ceea ce nu se va întâmpla în niciun caz, trebuie să stea liniștită, pentru că tot ea rămâne ciocărlia. Eu nu am cântat Lie Ciocărlie ca să mi se spună vreodată ciocărlie. Știți vreo piesă de-a lui Trăistariu? Nu. Dumnezeu nu a urmărit spectacolul de la Eurovision care ne-a reprezentat Mihai Trăistariu? Crezi că aveți ceva de împărțit? Nu. Ce să împart eu cu Trăistariu? Dar este obraznică, nu. Nici măcar nu mi-a dat bună seara. Ori o fi vârsta, ori era stresată și chinuită încât nu m-a văzut. Deci eu mi-am făcut datoria de cetățean cu bun simț și civilizat și i-am dat salutul de cel puțin 7-8 ori. Dacă n-a văzut, înseamnă că n-a vrut să vadă. Trăistariu pe mine nu mă interesează. Trist că s-a exprimat în felul ăsta. Nu e trist, că probabil că el a aranjat treaba asta. Maria Ciobanu crede că ofensele care i-au fost aduse sunt prea mari și că e rost de proces. M-am supărat că și-au bătut joc de mine. O să-i dau în judecată, Duduie. Dacă ar fi să mergem pe calea instanței și a judecății, poate că eu aș fi în măsură să fac lucrul ăsta. Dacă mâine vă sună Trăistariu și vă cere scuze, îi accepta scuzele? Nu are ce Ce scuze să-și ceară? Nu mai are ce să facă, gata, a călcat pe bec. Fără să fiu deloc răucăcios, este că Maria Ciobanu n-a căutat decât să-și mai facă puțin tam-tam în jurul ei, puțin reclamă, nu strică. O fi văzut că scandalul cu Dolănescu i-a prins bine până la urmă și a zis că nu mai strică puțin scandal în jurul ei. Scandal? Dolănescu? Tam-tam? Niciodată. În viața mea nu m-am certat cu nimeni, cu niciun coleg, cu nimeni absolut. Dacă am putut să fac bine,
în viața mea am făcut bine, dar rău niciodată. Dar ce să fac eu dacă Dumnezeu m-a hărăzit cu harul ăsta deosebit?